Spuneam că în partea finală a emisiunii vom discuta de fotbalul nostru, cel în care acum ești și tu, Dorine. Cum a fost să intri în iarbă? E o provocare până la urmă. E ceea ce îți place. Îți doreai să faci lucrul ăsta și tocmai de aceea ai și absolvit cursurile. Licență A în 2018, corect? Da. Total diferit meseria de antrenor față de cea de jucător. Dar te-ai pregătit psihic, cât ai fost jucător, te-ai gândit da, să faci lucrul ăsta. Normal, normal. Dar îmi place, am spus că îmi doresc să continui cât de mult pot cu cursurile. Am făcut licența C, B-ul, am luat și A-ul, acum a mai rămas pro-ul. Sper să reușesc în viitor să iau și pro-ul. Trebuie să profesez puțin. Pentru că așa sunt regulile, trebuie să profesez puțin și după aceea mă pot înscrie la cursurile pro. Îmi place, sunt acolo, sunt aproape de jucători. În primul rând, Daniel, da? Da. În primul rând, Daniel. Ai fost coleg Daniel cu el la Steaua? Am fost colegi. Nu numai la Steaua. Da. Ați apucat să fiți împreună și aici la Foresta? Cum să nu am jucat și la Foresta. Da? Da, da. Atunci, anul de Liga 1 am jucat la Foresta. Da, Daniel m-a sunat și m-a atras de mine, pentru că prima oară nu voiam. Hai, te rog frumos, haide. Și cei din conducerea clubului din Rădăuți. Am acceptat până la urmă. Am spus, sunt bucuros pentru că la Rădăuți chiar este un colectiv bun de jucători, cu câțiva tineri, cred, de mare perspectivă. Lucrurile stau serios și din punct de vedere financiar. Domnul primar Tătar chiar ne sprijină cu tot ce este pe nevoie și așa, salariile sunt la zi, primele sunt la zi, am reușit să și luăm câțiva jucători, am reușit să mărim salariile câtorva jucători, pentru că așa mi se pare normal și firesc ca atunci când un jucător joacă bine meci de meci, se antrenează bine, e normal să-l motivez oarecum. Sunt salarii mici. Este Liga 3, vorbim de Liga 3 aici în județul Suceava. Clar că salariile sunt mai mici, dar jucătorii care chiar merită încercăm să le mărim salariile. Până la urmă e o chestie în normalitatea asta și mă gândesc că în primul și în primul rând, cel puțin la Rădăuți, echipa e formată exclusiv din jucători din județul Suceava, ca să nu spun că marea majoritate sunt suceveni, jet-be-jet. Până la urmă, ăsta este rostul unei echipe care reprezintă o comunitate. Să dea șansă tinerilor din zona respectivă să practice acest sport, copiii care vin din urmă să-i vadă, să îi poată urmări și la antrenamente și meciuri, să considere și să aibă acea dorință de a ajunge și ei acolo. Niciodată nu vor veni copii, că asta e una din problemele pe care le avem cu area de selecție, da, e o problemă în bună măsură. Niciodată nu o să vină copii la o echipă dacă aud că nu au bani să-și plătească autobuzul până la antrenament, că nu știu câte luni de zile nu și-au luat bani. Dom'le, sunt salarii, dar se plătesc, sunt în regulă, adică cred că asta e normalitatea. Încetul cu încetul să ajungem să fie apreciați cei care reprezintă echipele care sunt prezenți în echipele care reprezintă orașele. Așa este, spui bine, așa este, așa trebuie să fie, așa e normal. Da. Și mai este normal și faptul că orice copil, orice junior, primul lui gând trebuie să fie acela de a ajunge la echipa mare. La echipa orașului lui. Exact, da, orașului, pentru că orașul meu. Și când am fost mic, eu visam și voiam să ajung la echipa mare. Da. Iar la echipa de seniori.
wow, super tare. Aveam masă după antrenament. Pentru mine faptul că aveam masă după antrenament era ceva top. Da. Aveam masă după antrenament. Se mânca la cantină, ABS. La ABS. Da. Era o nebunie. Faptul că eu mâncam la masă cu echipa mare, era... Da. Așa intram în restaurant, pieptul în față, era ceva, o bucurie imens. Astea trebuie, sunt lucruri care trebuie să te motiveze atunci când ești copil. Pentru că echipa mare a orașului este primul pas. Da. Este primul pas. După aceea depinde de tine. Cât ești dispus să muncești, cât de serios ești dispus să fii. Să ajungi la o echipă mai bună. Dar primul pas, nu, primul obiectiv pentru orice copil care face juniorul. Și ăsta e palpabil, ăsta e posibil, ăsta e la îndemâna copiilor. Exact, exact. Dar, spus, una peste alta, le-am spus-o și băieților, a fost un an 2018 bun. De puțin a lipsit oricum și în momentul de față Rădăuțiu e pe podium, da? Da, suntem pe locul 3. Și nu e o diferență foarte mare de puncte. În schimb Buzău parcă e pe locul 1, Buzău nu? Pe locul 1 și Oțelul pe 2. Da, Buzău e chitit, adică au avut acest obiectiv de a promova, e foarte bine pregătit Buzău pentru a promova. Așa este și încă ceva, echipa cea mai bună din campionat. Pentru că am jucat și cu Oțelul și cu Buzău. Buzău mi s-au părut mai bun decât Oțelul. Dar și o echipă foarte bine organizată. O echipă care, să zic așa, prin prisma altor conjuncturi, foarte bine este organizată. Este dorită în Liga a doua. Dar nu, cred că echipa din Buzău merită, cel puțin la cum a jucat în turul campionatului, merită să promoveze în Liga a doua. N-am avut chiar, nu țin minte, la Liga a treia să fi avut meciuri în care, să zic, se întâmplau lucruri cum erau înainte, cu mulți ani în urmă, când, știu, aveai parte de un arbitraj total împotrivă și cred că s-au dus vremurile și asta este un lucru bun. Pentru că s-au schimbat lucrurile din punctul ăsta de vedere. Ok, mai găsești arbitraje prin deplasare în care te mai ciupește arbitru, te mai... acei 5%, cum... Da. Cum spune 5% e mult. Lucrurile sunt ok și n-am întâlnit până acum un arbitraj care chiar să observ o tentă împotriva noastră. Te mai poate ciupi, mai greșesc, dar n-am văzut arbitrii care să fie... Chitiți nu știu câte decizii într-o singură exact, direcție. Exact, spun, domnule, ăsta ne face varză astăzi. Ceea ce este un lucru bun, pentru că la urmă este sport și echipa mai bună trebuie să câștige. Sunt foarte mulți jucători tineri la Liga 3-a, care pentru ei... Sau echipa care joacă mai bine. Sunt foarte mulți viitori jucători, dar... poate de echipa națională, care de aici pleacă, de la Liga 3-a. Da. Liga 3 este primul pas către, știu, echipa de seniori, nu? Și atunci nu trebuie să, știu, să crească într-un ambient, știu, în rău. Schimb, un lucru pot să spun cu maximă precizie. La Liga 3 terenurile sunt mai proaste. Da, așa este. Văd că marea majoritate a Ligii a 3 se confruntă cu această problemă numită infrastructură. Dacă la Liga a doua mai găsim că, știu, echipe care reprezintă orașe și care încă dispun de un stadion cât de cât ok, o bază de un teren de antrenament, pentru că sunt orașe mari care erau dinainte și au avut nevoie doar de mici îmbunătățiri, din păcate Liga a treia se confruntă cu mari probleme de infrastructură și asta o resimțim și noi. Și Rădăuțiu are această problemă pentru că nu avem teren de antrenament, încercăm tot timpul să ne adaptăm în funcție de condițiile meteo, în funcție de disponibilitate ce avem pe un teren sau altul și nu este ușor. Nu este ușor pentru că sunt sigur că dacă ar fi infrastructură mai bună, cred eu că și calitatea jucătorilor ar exploda mult mai devreme. Ar fi mult mai ușor de ajuns la suprafață. Vrei de multe ori să lucrezi la antrenamente, știu, lucruri specifice, știu, lucruri care poate un jucător nu le stăpânește atât de bine. Gen o preluare
un pas. N-ai cum. Noi am avut perioada de la Răduți când făceam antrenament, era terenul, era arăta horror. Și voiam să pasăm mai mult pentru că nu pasam mai mult, nu pentru că nu voiam. Pentru că orice minge care o primeai, aveai nevoie de 3 atingeri numai ca să o pui jos. Pentru că sărea foarte rău. Din cauza terenului sărea foarte rău. Și atunci voiam să lucrez la antrenamente, să fac și multe jocuri. Și atenție la Rădăuți, nu e un teren rău. Nu e un teren rău, sunt da, și mai rele. Adică mă gândesc, mult mai rău. Mă gând, da, bun. Și voiam să lucrez în campionat, pe... unul dintre cele mai horror meciuri, ca să spunem așa, unde la Daraban. La Daraban este o rezărie. Vă spun sincer, este o rezărie aici să deci joci. Nu cu adică, supărare sau cu... Asta este realitatea Ligii a treia. De multe ori voiam să lucrăm la antrenament, să lucrăm pe transmisii, preluare, să vorba facem aia, adică, trasee ai avut o carieră frumoasă, ai ajuns, ai jucat la tăi echipele, pentru echipa națională. Ai ce să comunici, da? Cursurile, deci licența a luată anul trecut, cu alte cuvinte, și alții au consfințit ceea ce spun eu. Ai o experiență care poate fi transmisă mai departe. Dacă nu e cum? N-ai cum, este greu. Dar, nu știu. Și culmea, tot din grupul celor de la Liga a treia, știu așa, ce terenuri erau pe acolo prin Harghita Covasna, e horror pentru noi. Ce vestiare au și ce... O plăcere. Să bine, e o vestea bună, știu așa că la Rădăuțe se va face un centru acolo, unde acum parcarea mică, acolo se va construi o clădire în care vor fi vestiare. Adică avem anul ăsta se face. Avem promisiune din partea și terenul 2 de antrenament va fi făcut este nevoie. Cu sprijinul Federației Române de Fotbal. Așa am auzit și eu. Este nevoie. Eu m-aș bucura foarte mult să se realizeze acest proiect. Nu contează că este pe Rădăuți, că este pe Suceava sau că este pe Vicov, important e să se facă. Da. Important este să se facă și cred eu că fiecare oraș ar trebui să încerce să autoritățile să realizeze astfel de proiecte. Mă uitam acum și vorbim într-o zi cu cineva, avem acest teren de la Unirea, de jos, da, în Suceava. Cred eu că o locație extraordinar de bună. Adică acolo poți să găzduiești oricând, orice competiție de nivel și junior, cel puțin, nu mai spun, te mai poate folosi echipa din Suceava. Nu te supăra. Era fratele tău, Liviu, antrenor jucător la CSM Suceava în anii 80 și din spusele oamenilor care erau atunci la echipă, când venea secretarul de partid și întreba, măi băieți, ce aveți voi nevoie? Că uite, ați avut rezultate bune, hai să vă ajutăm, ce vreți? Se aștepta omul răspunsul. Mai o butelie, mai o aprobare, de nu știu ce. Toți jucătorii în cor spuneau, teren de antrenament, domnul. Nici acum, după atâția ani de zile, nu s-a rezolvat problema asta. Suceava nu are... Suceava, Foresta, sau nu are... Domne, ăsta e stadionul, da, uite. Aici e și terenul de antrenament. De antrenament. Din păcate, asta este marea problemă acum la nivelul Ligii a treia, dar suntem încrezători, avem promisiuni că lucrurile se vor îndrepta. Păcat pentru că, vedeți dumneavoastră, când este seriozitate la o echipă, chiar dacă multă lume nu dădea foarte mari șanse Rădăuțiului, pentru că a fost echipă de Liga 4, aprobată Liga 3, dar... Cred eu că atunci când faci lucrurile cum trebuie și, să zic așa, când ești serios cu ceea serios ce trebuie și le faci cu drag, se pot face lucruri frumoase. Și vorbea și cei din conducerea clubului, pentru că sunt foarte mulțumiți în primul rând de echipă, de joc, pentru că nu știu, parcă echipa e mult diferită față de ce era înainte. Înainte, Rădăuțiu, ține minte, se bătea mai mult prin zona, prin partea a doua a clasamentului, chiar dacă era Liga a treia. Faptul că sunt acolo în față și știu, n-au niciun fel de emoții și de ce nu ne dă speranțe, eu mi-aș dori, vă spun sincer, eu mi-aș dori ca pe viitor, eu știu, să spună cei din conducerea clubului, anul ăsta
încercăm ne mai luptăm mult. La promovare. Facem o sumedare de buget, să mai aducem 3-4 jucători pe posturile deficitare, unde ne trebuie, jucători buni, care să crească valoarea echipei, să spună anul ăsta vrem mai mult. Eu îmi doresc să primesc astfel de oricum, Dorine, la cum te știu eu și cum ai fost construit în viața asta, tu îți dorești mai mult, mai bine, mai... dacă discutăm de calitatea fotbalului, nu de altceva. Clar că mi-a plăcut să câștig tot timpul și că și ca jucător nu-mi place să pierd. Jucătorii știu că de multe ori și eu mai ridic tonul la meciuri și de multe ori poate nu fac bine, dar l-am explicat și lor tu că țip mai mult și că ridic tonul și că de multe ori cert, e pentru simplu fapt că îmi doresc să câștig fiecare joc. Am spus, accept înfrângerea, dar nu accept înfrângerea fără luptă. Și ne-a spus, vreau ca ei să fie conștienți și atunci când intră în vestiar, după un joc, să fie împăcați cu ei însuși că au dat totul pentru a câștiga. După meci, chiar dacă pierdem, asta este. Chiar dacă un jucător a făcut un meci mai bun sau mai slab. E sport, e un meci. Ne strângem mâna, asta am putut astăzi și o luăm de la capăt cealaltă săptămână. Se poate întâmpla să fii echipa mai bună, să joci mai bine și pur și simplu să pierzi din vari motive. E cum spunea și antrenorul Stănescu în perioada în care era încă în activitate și venea aici, Silviu Stănescu. Dom'le, în sport o singură chestie nu poți antrena, norocul. Norocul, da. Ăla nu-l poți antrena. Și se poate întâmpla, dom'le, se poate întâmpla într-un meci aia să fie mai norocoș. Exact. Asta e povestea. Dorine, atât ție, familiei și tuturor colegilor tăi de la Bucovina Rădăuți, eu vă urez în primul rând multă sănătate, că asta e, că de restul ne descurcăm noi cu tot ce da, trebuie. Mulțumim. Unde te vezi în următorii ani sau cum îți dorești cum ți-ai dorit să se deruleze lucrurile? Antrenorat. Normal, mi-aș dori, să zic așa, un nivel superior în această carieră de antrenor. Dar luăm lucrurile pe rând, cu răbdare și dacă, să zic așa, dacă va veni se va ivi vreo oportunitate să merg la o echipă, un nivel superior, de ce nu? Dacă nu, am spus, mi-aș dori, de ce nu, și să rămân la Rădăuți și să, știu, să se propună mai mult din partea conducerii și să încerc măcar într-un an de zile să mă bat acolo la promovare cu oricare echipă va fi, da, e frumos să te bați acolo în față. O, da. Mie îmi place foarte mult să mă bat acolo în față. Și acum parcă n-ar fi, dar îndrăznesc să cred că e cartul, felul în care arată echipele de pe primele două locuri, ne cam taie. E foarte frumos să te bați acolo în față, e foarte frumos pentru că fiecare săptămână trebuie să te antrenezi cu gândul și cu mentalitatea că tu la final de săptămână ai un joc pe care trebuie să-l câștigi. În primul rând, tu ca jucător ești motivat săptămână de săptămână, ceea ce este foarte important, pentru că să stai acolo la nivelul... Dorine, dacă îmi spunea oricine altcineva lucrul ăsta, poate că mă uitam așa la el, dar venind chiar de la tine această explicație, cât se poate declar că până la urmă asta e cheia, asta e succesul în sport, și anume pregătirea și așa pregătirea este. Pe următorul meci, pe următoarea bucată de carieră și așa mai departe. Îți mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumesc și eu pentru invitație și profit de această ocazie să urez și eu tuturor sucevenilor un 2019 cu sănătate în primul rând, sportului sucevean, să zic așa, zile mai însorite și în primul rând sănătate tuturor, că restul încercăm restul ne descurcăm să le luăm așa cum vine.
Atât pentru această emisiune, stimați telespectatori. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.